Am ținut astăzi să organizez această conferință de presă la sediul cabinetului meu parlamentar pentru a lămuri odată pentru totdeauna această mult trâmbițată idee de mărirea pensiilor de către guvernul Ponta. De fapt, a fost o mare minciună și opoziția de bună credință în această săptămână a încercat să spună corect adevărul. Am avut dimineața o întâlnire nu numai emoționantă, dar și fructuoasă. O întâlnire cu cei trei eroi adevărați, eroi arădeni, care au avut curajul să lupte cu cei din guvernarea Ponta. Sunt cei trei pensionari de la Arad, care au dat în judecată, au atacat ordonanța declarată neconstituțională, ordonanța guvernului Ponta, și de fapt am vrut să arătăm astăzi că aceștia sunt adevărați eroi. Nu eroi de tinichea Rovana Plumb și Victor Ponta. Ei sunt cei care au vrut să se folosească de acești oameni politic, să se folosească astfel încât să fie ei cei care să arate că au mărit pensii și salarii. Este o mare minciună. De fapt, aceste drepturi au fost câștigate în instanță, o ordonanță dată de greșit de guvernul Ponta a fost corectată. A fost o întâlnire emoționantă, am discutat și pe alte teme cu aceștia. Îi voi mai invita la cabinetul meu parlamentar pentru că să știți că am avut de învățat de la acești oameni. Am discutat despre educație, despre valori morali creștine, despre atitudine cetățenească și îmi doresc să invit organizațiile noastre să avem o dezbatere despre ceea ce înseamnă respectarea principiilor în România și atitudinea cetățenească.